Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crești. Bună dimineața, oameni buni! Sunteți din nou la cafeaua care nu dăunează deloc sănătății celor care o servesc dimineața la 8:30 în direct și cei care o văd în reluare. Bine, ea din când în când mai cauzează fibrilații la anumiți intelectuali din administrația publică locală, dar trecem peste asta că ei au unde să trateze, că au salarii bune și le merge bine înainte. Astăzi am bucuria, după mult timp, mult prea mult timp, că ar fi trebuit să facem mai des, să realizez o emisiune despre un domeniu care ar trebui să fie mult mai atent sprijinit de statul român și noi, ca persoane, ar trebui să îi acordăm mult mai multă atenție. Și anume, ochii, privirea, oftalmologia. Știți, dacă se spune că dacă ai ochii frumoși și limpezi, ești om bun. Câteodată mai ești obosit. Astăzi reluăm șirul emisiunilor în domeniu cu un medic specialist oftalmolog, ca de obicei de la, prin intermediul societății Platinum Optic. Le mulțumim pentru că ne ajută în acest demers al nostru, doamna Murariu Emanuela. Bună ziua! Bine ați venit la noi în studio. Sper să vă simțiți bine și sper să facem o emisiune care să fie de folos multora. Mulțumesc, că asta îmi doresc și eu de asemenea. În primul rând, haideți să vă cunoaștem un pic. Din câte văd eu, așa, din prima vedere, dar am pus și ochelarii. Să fie și mai bine. Sunteți tânără, sunteți... Venită de cât timp la Piatra Neamț și lucrați? Colaborarea nu este de foarte multă vreme. Așa. Din februarie am început să colaborez cu clinica... Asta a fost o glumă, să știți. De la Platinum. Dar colaborez atât la Iași cât și aici în Piatra cu mare drag. Am găsit un colectiv minunat și mă bucur că pot, în primul rând, să evoluez eu și să ofer pacienților calitate până la urmă. Eu mă bucur că ați acceptat invitația de a veni, pentru că genul acesta de emisiuni, eu spun că ar trebui făcute, nu neapărat emisiuni, ar trebui făcute lucruri mai des pentru ca oamenii să conștientizeze că e un domeniu asupra cărora trebuie să acorde multă atenție. Și eu trebuie să conștientizez lucrul ăsta, dar n-apuc întotdeauna. Sunt perfect de acord. Consider că dacă putem să contribuim la ceva fiecare în cabinet, este la partea de educație medicală. Și e un subiect extraordinar de important, care, din păcate, la noi simt că avem mari lacune în educația pacienților la un nivel de bază. Nu discutăm despre lucruri extraordinare, exact. Și doar o consultație de bază, o prevenție de bază, tot ce ar însemna un minim. Vă dau un exemplu. Alaltă ieri eram undeva și am zis, zic, firea să fie, iarăși am ochii roșii, nu știu ce. Erau 6 persoane în jurul meu. Toți 6 au zis, stai un pic să-ți arăt eu o chestie pe Google pentru asta. Stai un pic. Zice unul, ce vizic, altul zice nu știu ce. Ce nu vizic albastru, vizic roșu și nu știu ce. Exact. Și m-am uitat și am zis, bă, ce specialiști suntem toți. Pe toate domeniile. Suntem specialiști în absolut toate domeniile, ne pricepem la toate. Din păcate. Bun, haideți să vedem ce specialiști are Platinum Optic. Vedeți cum v-am dus? Corect. Ce specialiști are Platinum Optic pe diferite tipuri de investigații care se realizează în zona ta? În regulă. În ceea ce privește clinica, accesul pacienților este absolut... Este dorit. Este... Da, scuze. Ca și investigații, ziceam, accesul pacienților este foarte larg. Gama de investigații pe care o putem oferi, da, către pacienți acoperă atât patologii ce țin de partea din fața ochiului, da, polul anterior, cât și din interiorul ochiului. Da, unde e un pic mai complicat. Unde este un pic mai complicat. Dar toate acestea, toate tipurile de investigații, le putem găsi în cadrul clinicii sau le efectuăm, de fapt, în cadrul clinicii. Deci orice aproape.
aproape orice, de la ecografie oculară, de la tomografie retiniană și de nerv optic. Sunt lucruri care, la care pacienții au acces facil, dar printr-o simplă programare reușind să aibă acces la toate investigațiile de genul acesta. Eu știu că anumite categorii de boli au parte de tratament diferit la vârsta copilării. Oamenii, aici consultați toate categoriile de boli, de pacienți, adică și copii și vârstnici la dumneavoastră sau... Eu personal da. Sunt colegi, nu neapărat din cadrul clinicii, vorbesc în general. Acum sunt colegi care se separă oarecum de la început. Da? Adică atunci, copii... Exact, nu consultăm copii, da? Și atunci se ocupă doar de partea de adulți. Eu consult și copii și adulți cu mențiunea, care la fel consider că este importantă pentru pacienți să știe că există supra-specializări. Eu nu am o supra-specializare pe partea de oftalmopediatrie, dar pot să asigur o consultație de care vă ziceam de bază, revenim la și după baza, care puteți după care direcționa. Redirecționez fără dar și poate către supra-specialiști pe orice parte, nu numai oftalmopediatria, da, așa cum avem și pe partea de retină supra-specializare, da, și pe pol anterior. Deci, ca și consultație, abordez absolut toate categoriile de vârstă. Știți cum am făcut eu cunoștință cu platinum optic mai bine așa? Pentru că auzisem că există o clinică care face tot felul de acțiuni prin școli. Ah, super drăguț! La vremea respectivă, tot felul de acțiuni în școli, de prevenire, de consultații, ceea ce, nu că neapărat că era o noutate, dar a fost o chestie care, de care s-a ținut clinica. Și așa a și intrat în conștiința multor pietre. Populației, da. Bun, acum... Una dintre cele mai populare, ca să spunem așa cu ghilimele, intervenții este aceea care se numește intervenția de cataractă. Cataracta, da. Am mai făcut o emisiune odată cu un doctor, colegul un medic, nostru, da. Vorbea el așa un pic mai de dincolo de prut, exact, dar exact. Era foarte simpatic. Într-adevăr, era foarte simpatic. Am fost colegi. Așa. Și am mai vorbit noi. Dar aș vrea să reluăm, pentru că genul acesta de informații sunt foarte importante. Ce este cataracta? Ce înseamnă ea, dar într-un limbaj care să-l înțeleg și eu? Să înțeleagă corect toată lumea. Deci, vă vorbesc acum cum le explic pacienților în cabinet. Exact. Deci, cataracta reprezintă, din păcate... trecerea timpului peste lentila din interiorul ochiului, care este cristalină. Deci, cum ne apar ridurile, cum ne apar firele de păr alb, asta se întâmplă și pe interior, doar că nu vedem. E direct proporțional, ca să știu, că mă uitam la pătul meu. Aici nu, da? Nu putem ghici uitându-ne la pacient cât de alb este la păr, dacă se corelează cu cataracta, nivelul cataractei de la ochi. Dar... Vă ziceam că este cursul firesc al trecerii timpului peste corp, la nivelul ochilor, manifestându-se prin apariția acestei cataracte. Și mai fac o analogie pacienților de obicei în cabinet. Le spun să se gândească la cristalin ca la o fereastră, transparentă la început, care cu trecerea timpului se murdărește din ce în ce mai tare. Se mătuiește. Exact. Se murdărește, se mătuiește. Mai este transparent. Aceasta este marea cataractă și de temut de care toți pacienții se sperie în momentul în care aud că au așa ceva. E prima grijă pe care mi-o adresează încă și de când intră cât în cabinet. Cât de, cum să vă spun eu, cât de reală trebuie să fie teama asta? În condițiile de astăzi, ale medicinii de astăzi. Teama nu mi se pare justificată și să vă zic de ce. Avem un tratament, avem o soluție. Dacă ne este teamă de o patologie la care putem să intervenim să redăm pacientului vederea de dinainte de această mătuire a cristalinului, păi ce să facem la celelalte la care, din păcate, nu există avem, soluție. Da, și nu avem tratament.
Deci teama nu este justificată. Am urmărit cu drag interviul colegului meu și îi dau dreptate că ne temem de ceea ce nu știm. Și de asta consider că, cum ați zis și dumneavoastră, trebuie explicat pe limba omului din fața ta. Asta este cataract. Bun, da. Deci avem fereastra, da? Exact. Se mai murdărește, se mai mătuiește. Cum o curățim? Sau cum o schimbăm, dacă e cazul? Și aici vreau să fac o mențiune foarte importantă. La momentul actual, și sper să-mi fie cu iertare față de colegii din Breaslă dacă comit vreo greșeală și... Crimă de lege majeste oftalmologică. Exact. Dar nu există picături sau pastile care să curețe cristalinul. Cum ar putea să existe așa ceva în lume? Nu la noi, că știți, de obicei părerea este că în România. Nu, în lume. Fiind, din nou repet, un curs de îmbătrânire al cristalinului. Și atunci, soluția, ca la o fereastră a casei, vedeți? O scoatem pe cea care s-a spart la casă, la noi s-a mătuit, și punem una transparentă și curată în loc. Sună foarte ușor așa, dar stai și te gândești tu că nu ești medic, nu e... Corect. Și cum adică îmi scoate mie aia cu care văd, care îmi fac și îmi pune alta. Cum adică? Bun. În pașii premergători, categoric stabilesc o dioptrie pentru acest implant. De fapt, că vorbim de un implant. Și acolo se discută despre dioptrie. Exact. Adică deci nu pui orice. Nu, categoric. Da. În funcție de pacient. În funcție de pacient și în funcție de ochi la același pacient, poate fi diferit pe fiecare ochi în parte. Și atunci, există o măsurătoare, ziceam, da, preoperatorie, în funcție de aceste măsurători se stabilește și în discuția cu pacientul că trebuie să întrebăm și pacientul ce își dorește de la această operație. Da, să scape de ochelarii la distanță, să scape de ochelarii și de ochelarii la aproape, nu vrea să mai poarte deloc. Deci sunt multe variante. Vrea să-i crească părul negru din nou după ce... Aici vedem unde redirecționăm mai departe. Așa. Din punctul acesta de vedere. Deci categoric individualizat, pe fiecare pacient în parte și pe fiecare ochi în parte. Da? Operația în sine durează mai puțin decât pregătim pacientul. Asta vorbind din momentul în care se întinde pe masa operatorie și efectiv se începe, da, operația. Cu anestezie? Anestezie locală. Se face... Voiam să zic că se face și cu generală, dar mi-am dat seama că nu știu dacă am întâlnit în România, cred că doar în Franța am văzut cazuri de cataractă operată cu anestezie generală la pacienți care nu reușeau, da, să avem, nu reușeam să avem, liniștească, exact, să fie aveau foarte multe boli pe lângă. Și atunci riscul era, da, punem tot timpul în balanță risc-beneficiu și se prefera varianta de anestezie generală. La noi cu anestezie locală. Că vorbim de picături, că vorbim de o injecție la nivelul ochiului, da? Pacientul simte o mică pișcătură, ca la orice altă injecție în altă zonă, după care își face efectul anesteziei. Da, acum a spus așa, ce vrea pacientul? Să scape de ochelarii la distanță, de ochelarii, da, de aproape? Adică ce legătură este între... Că una este să ai ochelari că nu vezi, cum se cheamă, miopia. Corect. Alta este, cum se cheamă cealaltă? Hipermetropia. Hipermetropia. Da, da. Vedeți, da, eu le știu așa numai. Știți deja termenii, da, de bază. De bază. Deci da, poți să scapi de ochelari dacă ai miopie și să schimbi? Bun, poți să scapi de ochelari indiferent de viciul de refracție. Miopia, aha, hipermetropia, astigmatismul sunt vicii de refracție, așa le denumim noi, ăsta e termenul medical. Da? Deci nevoia de ochelari. Tocmai înlocuind cristalinul, noi, prin măsurătorile pe care le facem, se corectează. Exact. Asta se corectează, se calibrează nevoia exact de dioptrie pe care pacientul a avut-o înainte. Aha. Există cazuri în care nu mai vorbim de cataractă. Da? Nu mai vorbim de cataractă legată de vârstă, vorbim de alte probleme, patologii, care impun poate
această intervenție la vârste mult mai fragede. Fragede, da, un 40-50. Exact, 40-50 plus. E, acolo vorbim de o operație în scop refractiv. Acolo pur, strict, da? Vorbim de o modificare a dioptriilor, astfel încât pacientul scapă și de ochelari, dar bineînțeles, repet, în contextul unor patologii special determinate. Dar nu scoatem un cristalin care e mătuit. Scoatem un cristalin care este transparent, da? Și punem un implant în loc. Care să corecteze exact, niște... în funcție de lucrurile pe care, din nou, și le dorește pacientul, în funcție de bolile pe care le mai are la nivel ocular. Asta înseamnă că noi ar trebui să acționăm la un moment dat ca așa cum se face revizia la mașini. Exact. Și la ochi. Exact. Ar fi minunat. Ce le spun din nou pacienților mei, că chiar mă simt confortabil ca în cabinet. Nu ca acasă, ci ca în cabinet. V-am spus că să vă simțiți confortabil. Exact. Ce le explic pacienților? Și poate cumva am rămas cu o mică influență din perioada în care am lucrat un pic, am avut ocazia să lucrez un pic în afară. Din prima, acolo, au pus în discuție costurile. Costurile față de societate, da, în primul rând, adică totul era argumentat. Și atunci prevenția costă mai puțin decât tratarea pacienților. Dacă pacienții ar veni din timp la această revizie, da, la acest ITP al ochilor, da. Și nu numai al ochilor. Peste tot. Pentru că, exact, am eu ocazia extraordinară pe care mi-a oferit să vorbesc despre asta, dar pe toate specialitățile, colegii mei de generație cel puțin, toți avem același subiect comun. Pacienți care se prezintă foarte târziu la medic. Sunt cazuri în care nu prea mai avem ce face. Nu discutăm aici de cum funcționează sistemul. Nu. Nu discutăm absolut. Aici de case și de altceva. Absolut. Nu. Discutăm exact. Despre lucruri care ar trebui să fie normale. Exact. Prezentarea pacientului. Dacă am rămas plăcut impresionată de ceva din experiența din străinătate, a fost termenul nostru este complianța pacientului. Complianța adică respectarea unor indicații de la niște specialiști. Nu de pe Sfântul Google, da? Nu de la vecin, nu de la rude, de la specialiști. Și aici nu intrăm în discuții de calitatea specialiștilor. Absolut. Deci de asta și sistemul și oamenii. Bun, important e eu ca pacient, ce fac eu pentru mine și pentru sănătatea mea. Nu vin la medic de teamă să nu aflu că păi nu mai bine vii, afli despre ce este vorba și împreună cu medicul cauți o soluție. Exact, să reușești să te mobilizezi și să cauți o rezolvare. Dacă există, bineînțeles, să te ajute cât mai mult. Deci asta cred că este cea mai mare problemă. Prezentarea foarte târzie. Și ca să revin un pic legat de vârste, da, de consultații, din păcate, vorbesc strict din experiența mea, scurtă, puțină, ca specialist. Dar majoritatea copiilor care împășesc în cabinet sunt aduși pentru prima dată la consult la vârsta de 6-7 ani, când încep clasa 1 și doamna îi trimite la consult pentru că observă dumneai că e ceva în neregulă la tablă, la scris. Îl pune pe copil în banca a treia și copilul încearcă să se uite. Exact. Așa ea își dă seama că e o problemă și sau îl vede că e apatic. Și stă în prima bancă și zice, tu ce faci? Exact. Păi știți, nu văd până acolo. Exact, exact. Din păcate, sunt cele mai frecvente situații. Majoritatea copiilor sunt aduși pentru prima dată la vârsta de 7 ani, vârstă la care, din păcate, acolo studiile spun că deja se definitivează vederea. Dar spuneți-mi un pic, care sunt principalele, nu boli, principalele lucruri care vin copiii ca defect de vedere? Ca defect de vedere, da. Categoric. La nivel mondial deja ne confruntăm
cu, bun, este impropriu să spun epidemie, dar tot am fost acum cu pandemie, da. Da, dar cam ăsta este trendul de miopie. Miopie. Citisem la un moment și dat... Și asta de la ce provine? Și e o discuție un pic mai amplă. O să încerc să fiu succintă și să prezint strict motivele. Da. Exact. În cadrul miopiei vorbim de transmitere genetică, da? Ereditar. Mama, tata, rudele, da? Nu doar mama, tata. Ne putem duce și mai departe. Vorbim de structura ochiului în sine, da? Deci un ochi care este mai mare, mai lung, care predispune la această miopie. Și din păcate, ce n-o să placă foarte multor oameni, expunerea la ecrane și device. Din nefericire. Am acționat cum trebuie. Da, foarte, foarte prompt. Ați intuit foarte bine, din păcate, despre ce este vorba. Asistăm ultimele studii din domeniu arată legătura directă între timpul de expunere în fața ecranelor, da, și creșterea dioptriilor strict la copiii cu miopie, repet, doar la miopie. Acum să vă spun ceva, într-o societate în care unde te învârți, da, dai de un ecran, așa este, se ajunge la perioade incredibile de petrecut în fața ecranelor. Din păcate. Poate să fie și chiar 80 ore pe zi la unele persoane. Categoric. Am foarte mulți pacienți care vin și îmi spun că jobul... Deci, gândiți-vă, de exemplu, exact, noi știm că lucrăm în felul ăsta, dar sunt copii. Da. Eu mă înspăimânt când merg pe stradă și văd cum traversează strada cu ochii în telefon dimineață la ora 7 și un sfert. Da. Fără să uite stânga-dreapta, mai au și căștile în urechi. Da. Da, cu asta basta. Și iar telefonul nu este ținut așa, este ținut așa. Foarte multe persoane nu știu de distanța corectă. Da? Din nou, brațul. Vorbim de educația de bază, care ar trebui să pornească de undeva de mici, nu când ajungem la oftalmolog prima dată. Și atunci, eu nu știu care ar putea fi soluția, o soluție palpabilă și cu rezultate în ideea aceasta, dar uitați, prin, am înțeles, exact, prin intermediul dumneavoastră să încercăm. Ne lăsăm miopia la copii, da, și ne întoarcem un pic la cataract. Sigur. Cât de periculoasă, am spus că nu durează mult, că e așa. Da. Care este rata de succes la aceste operații de cataractă? Să vă dau exact un procent. Nu, așa, da, deci nu... mare, adică sunt pericole în această operație. Vă răspund la fel ca și cum aș avea un pacient în fața mea care mi-adresează această întrebare. Da. Și în bucătărie, dacă ne tăiem, există riscul să facem infecție, să ajungem la spital, batem în lemn, da, cu multe altele pe lângă. Asta le explic și pacienților. Categoric, orice intervenție are și un risc. Cum vă ziceam pe parcursul discuției, tot timpul consider că noi... Datoria noastră ca medici este să punem în balanță riscul și beneficiul pacientului. Riscurile sunt dintre cele mai mici. Cu cât se operează mai devreme, cu atât intervenția este mai ușoară. Și atunci, categoric, și riscurile sunt mai mici și recuperarea este mult rapidă. Mai ușoară. Rapidă. Cu cât așteptăm mai mult această fereastră, că poate și asta e important să înțeleagă pacienții, această fereastră, cu timpul, nu doar se mătuiește mai tare, se întărește și devine ca o piatră. Da, și atunci când ca să o scoți... ultrasunetele, că da, ultrasunete folosim ca să spargem, vă dați seama, și mai multe ultrasunete și timp mai mare, da? Și atunci toate acestea în cascadă... Agresiunea! Exact! Agresiunea exact. Este mai mare asupra... Categoric! Doar. Expunerea, da, în sala de operație fiind pe timp mai îndelungat și... recuperarea pacientului și intervenția în sine, toate sunt interconectate și atunci toate devin mai dificile. Dar, în general, operația nu, în este general, nu este una extrem de, nu când dificilă, nu cuvântul, că orice intervenție e dificilă. Exact.
ca și cu grad, nu știu, cu grad mare de risc, nu da. Știu, post, intraoperator, să zicem, exact, sau postoperator. Da. Nu, din punctul acesta de vedere este plus este o intervenție sigură, plus că aparatele care ne ajută în efectuarea operației au devenit din ce în ce mai performante și ne ajută să avem niște parametri cât mai buni. Acum spuneți-mi un pic, cam care este vârsta medie, ca medie, că nu poți, da. La care începe să se simtă mătuiala pe retină? Bun, sunt primele semne, da, le putem vedea și de la 40-45 de ani. Da? Exact ce vă ziceam, cât e un fir de păr alb, să fac o analogie. Păi da? Nu, de asta exact. Vă spun. Mă uit la cristalin și îl văd că are mici opacități, le denumim noi, da? Sau fine opacități. Tu nu-ți poți da seama. Ca pacient. Nu. Trebuie asta vreau. Aici am vrut să vă aduc. Aici am vrut să vă aduc. Categoric. Ce poate observa pacientul și la fel îi sfătuiesc și pe telespectatori, acasă. La televizor, unde vor domniile lor, să-și acopere cât un ochi. Așa văd cu ochiul stâng, așa văd cu ochiul drept. Da? Și atunci, în cazul în care există o scădere mai de bine vedere, așa. De-ați văzut, da? Își poate da seama. În momentul în care privim cu ambii ochi, noi nu putem să ne dăm seama dacă există o problemă pe unul dintre ei. Da? Și atunci, nici la cataractă, nici această mătuire, da? La vârstele fragede de care vă ziceam 40-45, categoric pacientul nu simte nimic și nu vede nimic. Ce vreau să întreb? Da. Cataracta se operează la ambii ochi? Preferat, la amândoi odată. Nu, dar se poate întâmpla ca la unul să nu ai probleme și la altul să ai? Nu chiar să nu existe probleme, ci să fie diferit gradul de mătuire. Da, deci la un ochi poate să fie mai avansat și atunci să recomand intervenția. Nu, eram curios cum... Ochiul celălalt putând să mai aștepte, da, să temporizăm, da, în funcție de motivele fiecărui. Încă o întrebare. Eu vin la dumneavoastră, îmi recomandați operație cataractă. Și eu vă spun, bun, scoateți, ce îmi dați în loc? Sunt mai multe categorii de cristalin? Adică și ele sunt, să spunem așa, cristalinul popular... Da, mediu de bază și, exact, de și, top. VIP și, cum se cheamă, doamne? Premium? Nu, no, premium, nu, no, premium. Na, high life ăsta. Ah, ok, high class, high life, da, da. Vă ziceam la început că e important ce își dorește pacientul. Cele de bază, da, cristalinele de bază, asigură, în principiu, da? Ce aveai? Vederea, da, promit undeva la o vedere de 70%-80%, da? Cu mențiunea că de cele mai multe ori nu mai este nevoie de ochelari la aproape. Scuzați-mă, la distanță, și atunci pacientul rămâne doar cu necesitatea ochelarilor de aproape. Mergem mai departe. Pacientul zice, dar nu vreau, nu mai vreau nici ochelarii la aproape dacă tot scap de cei de distanță. Da? Și atunci există implant care corectează atât aproapele cât și distanța și distanța intermediară cu alte costuri categoric raportate la deci, asta vreau să sunt mai multe categorii. Exact, mai multe categorii pentru fiecare dorință, doleanță în parte. O întrebare cu răspuns pe care eu îl știu deja. Așa. Acest gen de intervenții beneficiază de vreun suport din partea statului român? Știți la ce mă refer? Da. Decontarea prin Casa de Asigurări de Sănătate. Trebuie să vă recunosc că s-ar putea, de când am terminat eu colaborarea cu mediul bugetar, să fi întâmplat ceva. Să se fi întâmplat mai multe. La momentul respectiv era o decontare infimă. O decontare infimă, iar pacienții trebuiau să treacă printr-un proces foarte laborios, birocratic, așa dosare. Cum știm, trebuia să vină la noi cu o lună de zile, cu o lună de zile fix în față de data operației. Să te încadrezi în costuri, că nu aveai decât un anumit plafon. Și atunci nu cred că sunt în măsură să vă răspund 100% la această întrebare, dar
v-am zis, am vrut să subliniez faptul acesta, că acolo unde sunt probleme la fiecare om aproape, și vorbesc de dantură, ochi, statul român s-a retras practic din această ecuație, sau mă rog, a lăsat acolo niște urme, ca să nu spună că nu e. Și pentru că la un moment dat a existat o idee a unui ministru al sănătății care a zis, domne, hai să găsim, și acum divaghez eu un pic să mai ieșim din hai să găsim o soluție care să împace pacientul și casa de asigurări de sănătate și statul. Și acum statul se asigure o parte din servicii, restul pacientul să-și plătească. Dar nu o parte care să spună că eu îți asigur becul ăla care luminează de acolo, ci o parte, să zicem, 40-60%, care să convingă și unei clinici private să lucreze cu statul și să-și deconteze la timp. E altă poveste. Avem contract cu casa de asigurări la Platinum, pacienții pot veni cu bilet de trimitere pentru consultații. Dar în ceea ce privește intervențiile, v-am zis, sunt un pic în urmă, într-adevăr, dar dacă îmi ziceți că nu s-au schimbat lucrurile... Din câte știu eu, nu. Bun, haideți să încercăm pe final. Eu vă întreb ceva și îmi răspundeți rapid, așa. Așa. La ce vârstă trebuie să înceapă un control oftalmologic? Un an. Prima dată, da, rapid așa, aș zice că putem aduce copilul pentru prima dată chiar și la vârsta de un an. Bun, că n-avem... La un an ce se controlează? Asta zic, n-avem cum să punem copilul să citească la panou, bineînțeles. Da, avem repere, urmărim, fixează, urmărește, se uită după jucărică. Dăm un telefon să uite, că deja l-are. Telefonul, din păcate, este existent. De la vârste din ce în ce mai înaintate, mai fragede, pardon. Deci, bun, putem să începem o urmărire de bază încă de la vârsta de un an de zile. Avem aparatură specială, non-contact, adică nu ne apropiem de copil, ca să măsurăm nevoia de dioptrii. Da, avem un oftalmoscop, da, este un aparat mobil care are o lumină, putem să ne uităm. Deci putem repera un anumit interval de patologii din punctul acesta de vedere. Când vine o familie cu un copil și vă dați seama, copilul are o problemă, cum puteți constata dacă este o chestiune ereditară sau nu? Consultați și părinții sau cum se face? Înainte de începerea consultației, în propriu zise, personal. Stați de vorbă cu părinții. Exact. Anamneză o denumim noi medical, deci istoricul pacientului. Și atunci, că e copil, că e adult, mi se pare firesc, chiar și la noi la ochi, să avem parte de această discuție. E foarte important să știm, mama, tata, bunici, cu probleme care s-au transmis, dacă se poartă ochelari, de cât timp, când sunt probleme care apar firești cu vârsta, ochelarii de aproape, sunt probleme care există din copilărie la părinți, la bunici. Și atunci e foarte important să avem un istoric medical corect și complet. Și atunci, da, putem să facem analogii în ceea ce privește componenta ereditară. Da, și haideți să facem un exercițiu așa. E clar că nu mai poți să ai un copil la vârsta de 6-7 ani să-l ții departe de device-uri. Nu se mai poate. Eu cu cel pe care l-am acasă la 3 ani. La 3 ani. Deci nu ai cum să-l ții departe. Asta e societatea. Corect. Dar ce poți face? Bun. Putem să avem limite. Putem să le oferim copiilor. Consider că e firesc, consider că este normal. Suntem în era tehnologiei. Eu am prins-o la început de tot și sunt conștientă de diferențele deja care există între mine și generațiile care vin din urmă în ceea ce privește expunerea la tehnologie. Și atunci,
dacă ar fi să ne luăm după ghiduri, da, după protocoale și după recomandările societăților de oftalmologie, se recomandă maxim 30 de minute pe zi. Deci, vedeți, nu interzicem. 30 de minute pe zi? Pe zi. Noi nu interzicem. Păi gândiți-vă că dumneavoastră a stat acum cu mine peste 30 de minute și sigur puștiu se va uita, că o vede pe mama. Da, da, într-adevăr. Dar cum le spun din nou pacienților în cabinet, îmi place să empatizez cu omul din fața mea și îmi place să mă adaptez nevoilor pacienților. Și atunci nu spun nu, să nu se uite, să nu stea. Dar trebuie și noi, și vorbesc acum de noi ca părinți, da, dacă sunt și eu aici, totuși trebuie să impunem niște limite. În momentul în care vorbim de sănătate, replica cu dar nu pot să îl iau, dar nu am ce să-i fac, consider că nu prea mai stă în picioare. E vorba de sănătatea de copilului. De fapt, spune așa, nu îl iau ca să stea cu minte. Asta e traducerea. Nu îl iau că stă cu minte. Nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea despre parenting și tot ce e la curent acum în ceea ce privește părințeala, dar din punct de vedere medical, cel puțin asta consider. Bun, acum eu vă întreb așa. Un copil nu stă jumătate de oră pe device, clar stă mai mult. Cum pot eu să-l ajut, sau orice părinte, dacă el tot stă mai mult, să compensez cumva? Cum? Îl scot în aer liber? Exact. Îl duc în pădure, îl duc în parc? Hobby-uri în aer liber. 2 ore minim avem și aici. Dar, iar, eu înțeleg că nu se poate 2 ore pe zi să-ți găsești, nu, categoric, în fiecare zi nu ai cum. Dar ar trebui să avem. Cât de bine face lucrul ăsta? În aer liber. Pentru ochi acum. Pentru ochi. Ca să înțelegem cât de bine face, trebuie să vă explic un pic ce se întâmplă. În momentul în care noi privim numai ochi și urechi. În momentul în care noi privim la distanță, structurile din interiorul ochiului nostru sunt relaxate. Ele nu fac efort la distanță. Da? Ne uităm acum pe fereastră, vedem un copac, este relaxant pentru ochiul meu. În momentul în care îmi aduc privirea asupra biroului, asupra laptopului, asupra telefonului, orice, structurile de acolo se mobilizează și încep să își schimbe forma, da, să tragă unele de e altele. E clar că în momentul în care ai o reflecție de lumină puternică, automat ochiul se adaptează. Bun, cu lumina e altă discuție. Nu, vorbesc din telefon. Da, e strict vorba de adaptarea, trecerea aceasta de la distanță la aproape. Și atunci vederea de aproape reprezintă un efort. În momentul în care tu ai luat copilul, revin un pic la studii. Dacă privim populația asiatică, unde, iertați-mi limbajul, dar rup cu cartea, da, ei au rata de incidență, zicem noi, da? Deci miopia e în floare la ei. Și ei nu se uită la device-uri. Nu, ei uită... citesc. Exact. Ei citesc. Deci, ce le spun din nou pacienților în cabinet, mai ales părinților, că nu dau vina numai pe device-uri și copiii zâmbesc când fac mențiunea asta. Dar e adevărul. Da? Vorbim strict de vederea de aproape. A, că la device-uri apare lumina albastră, bun, cu toate efectele, categoric. Dar vorbim de vederea la aproape. Și atunci, în momentul în care eu am luat copilul și l-am scos să se dea prin topogan, sau să se joace cu minge, păi categoric structurile din interiorul ochiului nu mai fac efortul pe care îl făceau în momentul în care el a stat cu ecranul sau cu temele. Da? Atunci se compensează cumva. Exact. Și atunci ochiul reușește să se relaxeze și putem, da, să nu avem o evoluție, o creștere a dioptriilor atât de mare. Și ca să mă întorc un pic, că vreau să fac această mențiune din suflet, din păcate, apropo de ce ziceați de sistem, pandemia, mi-am dat seama că a schimbat foarte mult școala. Am nenumărați părinți și copii în cabinet care vin și spun că în continuare li se dă de scris de pe telefon, li se dă, da, de copiat pe ecran. Deci ecranele în continuare sunt prezente, deși noi am depășit
situația de școala online. Știți ce s-a întâmplat atunci? Probabil că așa era gândirea. Toate școlile au avut posibilitatea, sau marea majoritate a școlilor, unde au fost și primari deștepți, și așa, da, au avut ocazia să achiziționeze tablete. Tablete. Deci, pentru toți copiii, au achiziționat tablete. Copiii au învățat să lucreze pe tabletă, au apărut manualele. Asta a fost e o discuție întreagă. Exact, au apărut manualele interactive pe tabletă, care pe de o parte sunt bune, pe de altă parte au o mulțime de alte non-beneficii. Profesorii au învățat și ei că poate câteodată e mai ușor. Să dai. Deci nu discutăm exact, acum calitate și alte lucruri. Exact. Și constatăm un fapt. Constatăm un fapt. Ca obicei. Și încercam să explic de ce. Da. Pentru că au apărut foarte multe device-uri, tablete, la copii și la profesori. Da. Și atunci s-a ajuns în situația asta. Copilul poate câteodată, copiii chiar într-o clasă spun: domn profesor, dați-ne tema pe tabletă, că știți, e un exercițiu foarte interesant acolo. Exact, da. Și atunci se creează această obișnuință. Exact, e acest obicei care s-a creat, înțeleg de unde a pornit, nu învinovățesc din punctul acesta de vedere pe nimeni, ci doar strict revenind din nou și ne întoarcem, vedeți, e un cerc vicios în care ne întoarcem mereu la educația medicală, sanitară, medicală, fiecare cum vrea să o denumească. Deci dacă toți am fi conștienți, da, de ce consecințe au anumite fapte, da, cred că am putea în felul acesta să și schimbăm ceva. Adică dacă profesorii ar fi conștienți de riscul pe care îl au, da, temele date, odată că sunt multe ca ore, eu mi-aduc aminte de mine, și la școală, și după, da? Și la facultate. Și atât, nu, da, aici nu mai discutăm, e strict legat de învățământul primar, gimnazial, liceal, dar în ideea aceasta. Deci, eu cred că avem oameni responsabili și oameni interesați de semenii lor, da? Și mai ales de copiii pe care îi învață și îi pregătesc, și atunci cred că dacă ar conștientiza toată lumea riscul acesta, am putea să ne adaptăm un pic și comportamentul. Atât. Și am scădea și riscurile, ar fi crește prevenția, ar scădea cheltuielile personale pe domeniul acesta. De asta spun că e un cerc vicios. Și toate pornesc de la educație întâi, aia vorbim de prevenție, care la noi nu există, din păcate. Și acum să fac o non-reclamă. Deci, faceți prevenție, mergeți, vă operați de cataractă ca să scăpați de ochelari, că nu mai trebuie să călcați. Corect, corect. Dar să știți că asta le explic. Adică, decât să supără cineva acum. Decât să-ți schimbi ochelarii în fiecare an de 5 ori la rând, că nu-ți, da? Există niște modificări evoluează, acolo, exact. Evoluează, da. Asta e doar un exemplu, poate dus puțin la extrem, dar ca idee, da, de a înțelege lumea. Bun, hai, nu-i schimb la un an, îi schimb la doi. Da? Păi, vorbim de motivul financiar și atunci... Da, lămuriți-mă un pic, faci operație de cataractă la un ochi. Da. Tu porți ochelari. Nu mai este chiar indicat. Păi nu, deja... deci tu porți ochelari, da, înainte. A, înainte. Da. Ai făcut operație la, da, un ochi, la celălalt nu. La celălalt mai nu. Porți ochelari? Păi cam asta e situația în care... Că aici ăsta, să spunem, exact, că e cu parbrizul curat și ăsta, da. Celălalt îl deranjează pe ochiul, păi, care... Nu se... Da. Și atunci există opțiunea să-i dai, da, ochelari, o lentilă, un, da, ochelar... Dar nu e fezabil. Nu, și aici ce îi pui în partea asta? Altă? Nimic. De asta zic. Rămâne pe zero ca dioptrie. Deci te faci marinar, cum ar veni. Eu asta încerc să le explic pacienților. Odată ce am pornit la drum, odată ce am început să operăm, am operat. Da, unul. Trebuie ochi. După aceea rezolvat. Trebuie la luat ce în distanță? Considerare. Nu există un interval standard, să zic. Aici, repet, atât timp de cât pacient. Este, da, este de, și financiarul de pacient, implicat. De cont,
Deci asta de cont, de sufletește, că menționez mereu, trebuie să se pregătească odată sufletește și odată financiar. Din păcate că aceasta este situația. Și atunci, în funcție de aceste două aspecte, hotărăsc să facă pasul și către celălalt tot. Dar odată operați, mai greu este să-i convingi, să nu să-i convingi. M-am exprimat greșit, că asta le și zic. Datoria mea nu este să conving. Datoria mea, ca medic, este să explic ce se întâmplă cu tratament, ce se întâmplă fără tratament. Decizia tot timpul este a pacientului. Doamna doctor, pe final de emisiune vă întreb și eu ceva. Câte rânduri sunt acolo când te duci la oftalmolog? 10, 11, 12, cred. 12. Dar mai multe, pot fi și mai multe. Nu, dar zic 12. Ei, dumneavoastră, la emisiunea asta sunteți, ați citit la rândul 11. Deci a fost foarte bine. Bun, mulțumesc tare, tare a mult. A fost foarte bine ca prezență în studio. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și sper să ne mai veni, să ne mai vedem. Cu tot dragul. Dragul, mulțumesc și eu foarte mult de invitație. Deci, încă o dată facem precizările. A fost doamna medic specialist oftalmolog Emanuela Murariu. Mulțumesc. Platinum optic Piatra Neamț și Iași. Și la Iași. Văzut că m-am pregătit și eu. Mulțumesc. Mulțumim frumos, să ne vedem, cu bine, oameni buni.